7 suflete își duc traiul într-o cămăruță îngustă. Printre ele se află și un îngeraș de doar 5 luni. Vieții oameni nu știu cum este să stai într-o casă mai mare și să faci tot ce-ți dorești fără a deranja pe nimeni. Se înghesuie într-o cameră îngustă. Abia au loc să se miște într-o cămăruță atât de mică. În această cameră dormim, iar pe hol alături facem mâncarea, acolo avem aragazul, frigiderul, o măsuță și un dulăpior. Ca și cum n-ar fi de ajuns spațiul atât de mic, acesta nu este nici măcar al lor. Cămăruța nu le aparține, face parte din casa mamei tatălui. Stăm în casa lui soacra mea, mama la soțul meu. În această cameră stăm noi cu copiii, soțul doarme jos pe ceva mai gros, doi copii pe un pătuț și pe un pat care se trage dorm eu cu ceilalți copii. Și soacra mea are o bucătărie care anterior am stat noi, părinții, dar ea a venit acasă, a fost plecată un timp, a venit acasă și acum o renovează ea și noi stăm toți aici în cameră, 7 persoane. A fost plecată să muncească. Da, să ne mai ajute și pe noi, pe ceilalți copii, na, greutățile. Ca să nu scrie pe jos în frig, copiii se înghesuie la o măsuță să-și scrie temele și să învețe. Cel mai greu le este iarna, când sunt nevoiți să-și petreacă cea mai mare parte a timpului în casă, departe de gerul năprasnic. Copiii cum reușesc să-și facă temele? Deci scriu la masă, mai au o măsuță care scriu jos, scriu pe rând ca să nu scrie jos. Singurele venituri sunt alocațiile copiilor și ceea ce câștigă tatăl după o zi de muncă prin sat. Le este greu să se descurce. Copiii au nevoie de foarte multe lucruri. Singurul lucru de care nu duc lipsă este iubirea mamei. Deși Oana a avut o copilărie grea, încearcă din răsputeri să le ofere micuților ei tot ce au nevoie. Copilăria mamei a fost una chinuită. Mama a părăsit-o pe ea și pe ceilalți frați când erau foarte mici. Nici măcar nu știe câte surori sau frați are. Știe doar că ea nu își va abandona copiii cum a făcut mama ei. Chiar dacă nu au condiții prea bune de viață, își ajută rudele ori de câte ori poate. În special pe verișorii tatălui, abandonați ca și ea de mamă când erau mici. Cu banii de la nuntă și puțin ajutor din partea celorlalte rude, au început să-și ridice o căsuță lor. Din păcate, cheltuielile prea mari nu le-au permis să continue construcția. Tot ce își doresc este să acopere căsuța, să aibă un acoperiș deasupra capului, doar a lor. Mai multe detalii despre povestea familiei Chiriac puteți afla urmărind emisiunea Oameni și Destin, care va fi difuzată sâmbătă și duminică seară de la ora 20.